Să-l primim în scenă cu aplauze puternice pe Dan Țuțu! Bună seara, bună seara, bună seara, mulțumesc pentru aplauze, salut! Bine v-am găsit, bine v-am găsit! Este un motiv de bucurie pentru mine. Astăzi fac 5 ani de când am pus prima oară piciorul pe scena Ai Umor. Ia uzi! Haide, Dan Țuțu! În sezonul 5, da, am pus-o vreodată, am pus prima oară piciorul pe scena Ai Umor. Și am ajuns până în finala sezonului la votul publicului. Dar dumneata ce ai? La care i-am zis, mi-a intrat un cui în picior. La care i-a zice, păi nu aici. Păi nu aici cu coană, la cotorca. Nu am câștigat, dar asta nu m-a învins. Două finale Ai Umor și 5 invitații speciale. Lăsați-mă să mă laud. Laudă-te. Dați-mi voie să mă laud. Da, mulțumesc frumos. La ora 1:30 îmi dă telefon cineva care să mă încurajeze că eu nu am câștigat și să nu fiu supărat că nu am câștigat finala sezonului 5, dar dacă sunt băiat serios și îmi văd de treaba mea, o să-mi spună el câte spectacole voi avea de acum înainte. A fost cel mai mare câștig al vieții mele, pentru că de la discuția telefonică și până în prezent, peste 500, dacă nu mai multe, de spectacole naționale și internaționale alături de Dan Bat. Eu am demonstrat, am performat în sezoanele 5 și 7 și aceste două sezoane m-au dus mai departe și fac o meserie din treaba asta, iar eu le transmit tuturor celor care îi fac pe ceilalți să râdă. Dacă au încredere în ei și sunt convinși 100% că vor să facă treaba asta, dar nu pentru bani, ci din inimă, să pună mâna, să vină la Ai Umor și să-și exprime talentul. Dacă îți place să faci ceva cu dragoste, faci cu dragoste. Acum am spectacole și în țară și poate și afară, dar de fiecare dată aștept să vină și vacanța. Acum a venit primăvara, dar abia aștept să mă duc la mare, pentru că uitați, anul trecut am fost la mare. Eu nu mă duc în străinătate, ei cunosc treaba asta, se duc în străinătate. Eu mă duc în țara mea pentru că este mult mai scump, în străinătate este ieftin și n-am... Vreau pe opulență, nu... Aleg de fiecare dată Eforie Nord. Am fost anul trecut la Eforie Nord, am fost cu soacră mea și cu nevastă mea. Îmi place să o alin și pe soacră mea că stau în casa ei și... Am fost la Eforie Nord, am luat un apartament, da, 16 milioane două nopți. Fără mic dejun, da. Cea de la recepție ne-a zis să aveți o dignă plăcută. Îmi venea să-i zic, să mor tu. Le-am zis și lui soacră mea și lui nevastă mea, în cameră să dormim. Păi nu ne scoți în oraș, nu. Dormim ca să facă sens banii. Am fost la Mamaia, opulența litoralului românesc. Serios, când am ajuns la Mamaia, când a văzut nevastă-mea plaja, a zis, iubitule, ce surpriză, m-ai dus în Sahara. Ați văzut plaja de la Mamaia? Pe cuvântul meu de onoare, proiectul este ideal, le-a ieșit proiectul, ăștia au egalat malul cu apă. Păi când am văzut atâta întindere, mă... A venit un băiat la noi, era obosit, cred că nu-i dăduseră cămilă. Și ne-a întrebat, nu vă supărați, șezlonguri vreți? Zic, da, 250 de lei bucata. Zic, vrem să facem plajă, nu să le cumpărăm, dacă se poate să... Nevastă mea, nevastă zice, ia dragă, până la urmă am dat la pace cu el, ne-a dat decât saltelele. Și a mea mi-a zis, vreau lângă apă. Zic, ești nebună, trebuia să venim cu noaptea în cap. Unde, tu nu vezi cât avem de mers? Când am ajuns la apă, arăta mai rău decât ăla care ne-a dat șezlongurile. La apă, nevastă mea mi-a zis. Apă, apă. Pleacă Dane după apă. Când am ajuns la bar, ăla n-a mai trebuit să-i spună apă, că și-a dat el seama de ce am eu nevoie. Am stat și m-am gândit, Doamne, n-am nici telefonul la mine. Tu îți dai seama că dacă aveam telefonul, mi-era mai ușor, că băgam și eu pe Waze să văd distanța mai aproape spre șezlong. M-am gândit, dacă plec acum spre șezlong, or să treacă oameni pe lângă mine care să duc acasă să nu-i prindă noaptea.
Mi-am văzut de drumul meu când am ajuns la nevastă, mi-a trebuit să strângem să plecăm. Practic, eu m-am brozat pe drum. Atât. Ați văzut hotelurile? Ați văzut hotelurile de la Mamaia? Cum le-au făcut? Hotel, 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 bloc, 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 hotel, hotel, hotel. Așa sunt toate. Până la un pic de distanță între ele. Înainte spuneai, hai să o luăm printre blocuri sau o luăm pe alee. Acum o iei pe-n balcoanele oamenilor. Dimineața, dacă deschizi fereastra, te saluți cu tot resortul. Să trăiți, să trăiți, să trăiți. Dacă îți trebuie o linguriță, îi cer lui ăla de la unul, ți-o aruncă, nu contează. N-am înțeles. Dar eu cred că e loc și de bine, în condițiile în care eu am foarte mare încredere în noi și spun asta pentru că am fost și în străinătate, cu stand-up-ul. Și să știți că nu sunt câinii cu covrigi în coadă. Omul care m-a luat cu el în țări străine, Dan Badea, m-a dus odată și în Danemarca. Și în Danemarca, credeți-mă, pentru prima oară am rămas așa un pic impresionat, pentru că este o țară mică, este rece, dar foarte curată. Pe cuvânt, dacă ai o bucățică de hârtie sau un muc de țigară, le mesteci. Păi n-ai unde să arunci, că eu n-am văzut coșuri de gunoi. Pe cuvântul meu de onoare. Și am fost într-un orășel în Aalborg. Foarte frumos orășel. Vreau să vă spun că m-am dus și am filmat ca să-i fac și eu amintiri soției mele, să-i arăt. Și am filmat case, au toți gard viu, foarte frumos. Până ne-am trezit cu doi danezi lângă noi și ne-au întrebat ce faceți. Păi noi suntem români, stand-up comedy Românie. Eu atât am înțeles, pentru că Dan vorbește engleză dezlegat, eu vorbesc un pic legat. Yes, no, yes, no. Mi-a zis cineva, totuși separele, separele că e mai bine. Și Dan le explica oamenilor că noi suntem comedieni și venim din România să facem stand-up comedy. Dar ăla a spus și în timpul ăsta nouă ne dispar televizoarele, dar ăla îmi spunea mie. Și eu l-am aprobat. Yes, yes, yes. Au chemat poliția, dar era să nu mai facem spectacol. Ne-au cazat într-un hotel, nu numai ale lor sunt strălucitoare, avem și noi hoteluri mișto, dar și ei au hoteluri poate de mâna a doua. Și am intrat într-un hotel, mi s-a dat camera mea, că sunt artist, o singură dată în 4 ani de spectacole cu Dan Badea, o singură dată organizatorii ne-au luat o cameră cu 2 paturi și Badea m-a întrebat, țuțule, sforăi? Ce ai, bă, torc ca o pisică, potolești. Torc ca o pisică, extraordinar. Dimineața la micul dejun avea ciarcăne, de ziceai că s-a uitat la radio și la TV în același timp. Și zice, ca o pisică, zici că torci? Da. Păi fiți arblana ta, dracu, de leu. Că zici că am dormit în savană. De atunci, camera mea, 14 camere, camera lui, că l-am și întrebat, de ce te-ai dus așa departe? Te auzi și pumperezi, bă, dă-te, dracu, de nebun, dai. Chestia e că eu am intrat în hotel, mi-am deschis ușa de la camera mea, când am deschis ușa, hop, s-a apropiat pereții. Băi, efectiv, pereții mei erau așa, uite așa. M-am uitat, nu venea să cred, am zis, băi, eu îi deschid eu spectacolul lui Badea, dar lui i-a dat sufragerie și mie mi-a dat gangul ăsta. N-am mai putut să intru și eu cu trollerul ca un bărbat așa să intru în față. Am pus trollerul aici cap un tampon și am intrat, de ziceai că nu stau mult, iau ceva și fug. A zis, dacă se-mi fundă trollerul ăsta, dacă se-mi fundă, până începe show-ul, rămân și eu aici așa, stau așa aici. Bă, nu venea să cred. Nu știu acum, dar vă dau un detaliu. Tot hotelul era compartimentat în vagoane de tren. Așa era el făcut. Avea impresia că a deraiat un tren și aia n-au mai vrut să mai ia trenul de acolo, au construit un hotel în jurul lui. Fiți atenți, 2 paturi suprapuse, ca în armată pentru cei care au făcut armată. Pat aici, pat aici, fereastră, un perete fără tablouri, decât un televizor normal, o plasmă, aici. Dar pus sus, nu între paturi. M-am gândit, bă, nene, cine dracu fi aranjat camera asta, că dacă a pus televizorul sus și tu te pui în patul de jos, vezi firele care intră în televizor. Dacă te mai duci cu o persoană și aia stă sus și e film de acțiune, tu îl întrebi mereu, ce-i acu, ce-i acu, trage, ce-i acu, zici și mie, ce-i acu. N-am înțeles conceptul. M-am dus repede la baie. Baia vă recomand. Românul îi place să câștige spațiu. Baia o nebunie. Știți băile 3 într-1? Nu știți băile 3 într-1? Closet, chiuvetă, duș. Ca în gâtul de sticlă stai. Te ștești la fund,
te speli pe dinți și te și dușezi acolo, le faci pe toate acolo. Am intrat în cameră, am zis, bă, până începe show, poate multă lume se întreabă ce facem înainte de spectacol. Ce să facem? Unii citesc o carte, nu e cazul meu, unii ascultă muzică, unii mai repetă textul. Eu am zis, lasă-mă, că daneză nu știu, mă uit la televizor, am făcut fotbal de performanță, oi vedea eu sport, tenis, ceva. Și am dat drumul la televizor. Acum, într-un spațiu atât de mic, m-am pus în pat de deasupra, am dat drumul la televizor, televizorul l-aveam aici. Duceți-vă acasă, dați drumul la televizor și stați cu ochii aici. Mama mea, am zis, bă, să vezi ce vorbesc. Dau drumul la televizor, m-am speriat. Eu nu știu cine a fost înaintea mea acolo, că era un film. Și era film de dragoste. Da, păi i-am prins în preludiu direct, cred că de-abia începuse filmul. Cu ochiul ăsta am văzut pe unul care râdea, zâmbea, era răsfățat. Era răsfățat pentru că iubita lui era în zona preludiului, îl pupa de la mijloc în sus. Și am tras eu concluzia, cred că erau corporatiști, că am văzut eu într-un film, îi făcea kind reminder sau ceva de genul ăsta, dacă mi-aduc eu bine aminte. Dar eu eram aici, vă dați seama, atât de aproape aici, că m-am speriat pe cuvântul meu de onoare de vămit, dacă n-am stins televizorul, că nebuna aia a intersectat ochii cu mine, parcă vrea să spună că din clipă în clipă îmi vine rândul și mie. Și cu asta, dragii mei, eu am fost Dan Țoțu. Mulțumesc frumos! Să rămână, doamnă! Vă salut, băieți! Mulțumesc frumos, ai umor! Vă pup din tot sufletul meu! Foarte bine, Dan Țuțu, în același stil în care ne-a obișnuit, povești de când a început el și povești din turnee. Bravo, Țuțu! Bravo, Țuțu! Am avut o grămadă de momente speciale și o grămadă de oameni care au revenit la Ai Umor, oameni cărora emisiunea asta le-a schimbat viața. Mă bucur mult de tot, am spus și data trecută, Ai Umorul, dacă nu exista această platformă, nu exista Dan Țuțu. Ce, da. Mi se pare foarte tare că a reușit emisiunea să facă, dar în egală măsură emisiunea simte datoria de a te mai rechema. Dan, cum mai ești? Ia mai vină la mine să te mai văd. Să dea Dumnezeu să vin, pentru că vin ca acasă. Vă pup dulciu. Hai de bine, și ai venit cu mâna goală acasă, nu faci tu o cumpărătură, nimic. Ne-am uitat că ești. Ceva. Vă pup dulciu.